Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o nouă ediție Voi cu Voicu. Am profitat de faptul că celebrul numerolog Anatol Basarab a avut astăzi la București o conferință. El ține conferințe în toată țara și de data aceasta venim la București. Așadar, îmi face plăcere să l-am invitat în această seară. Avem trei teme importante de discuție. O să vorbim la începutul emisiunii despre puterea gândului, pentru că se spune că suntem ceea ce gândim și, de asemenea, există această terapie a gândurilor bune. Medicii vă pot confirma că pacienții care gândesc pozitiv se vindecă mai repede și mai ușor. O să vorbim despre anul 2027, despre care invitatul meu de duminică, Cristian Gog, spunea că ar fi un an cu semnificații importante pentru întreaga omenire. Anatol o să ne explice din punct de vedere numerologic ce se întâmplă sau dacă se întâmplă ceva deosebit în anul 2027. Și, desigur, pe ultima parte a emisiunii, așa cum v-a obișnuit, Anatol o să facă și câteva previziuni și politice și sociale și geopolitice puse în contextul celor 6-7 luni câte mai sunt până la finalul anului. Bună seara, Anatol! Bună seara și bine te-am găsit pe Bine, tine. bine ai revenit la noi. Mulțumesc că ți-ai rupt din timpul tău important, că tu vii cu treabă în București de obicei. Începem cu puterea gândului. Mi-ai spus mai devreme în balcon când mâncam niște cireșe, ca să nu zic că Da. fumam țigări, cum ar veni, că e foarte important ce îi spui tu minții, astfel încât ea să-ți răspundă cu aceeași monedă. Adică dacă tu spui sunt sărac și n-am bani sau Da. sunt grasă și nu o să slăbesc, sunt nefericită și așa mai departe, primești ceea ce dai. Explică cum e cu puterea asta a gândului, cât de importantă este ea. Păi, este una dintre cele mai mari puteri pe care omul le deține și pe care le controlează, pe care nu o controlează practic deloc. Din lipsa de înțelegere. Uite, am auzit de foarte multe ori, gândul este material. Gândul nu este material. Nu? N-are cum să fie material. Noi, tocmai din simplu motiv că nu putem înregistra gândul prin niciun aparat de măsură. Chiar și atunci când facem encefalograma cerebrală, de exemplu, noi vedem acolo tot felul de unde electromagnetice. Dar nu vedem gândurile, nu putem fixa gândurile. În momentul când noi gândim ceva, orice, gândul nostru ajunge marginea creației sau marginea universului nostru instantaneu. Nu gândul face ca lucrurile să se schimbe, că doar, uite, oamenii gândesc tot felul de lucruri, dar nu le se întâmplă chiar ceea ce gândesc. De ce? Pentru că nu gândul este material, ci energia care se află în acel gând. De aici apare de multe ori vorba asta, o aud peste tot, să gândim pozitiv, să gândim pozitiv. Eu zic așa, prima dată trebuie să învățăm în general a gândi. Apoi dacă gândim pozitiv sau negativ, asta depinde de apreciator sau depinde de către cine sau către ce sau în ce direcție acel gând generează un anumit tip de energie care este capabilă să genereze anumite fapte sau mutații sau schimbări. Așa, astfel încât putem să spunem cu certitudine științifică că noi, fiecare dintre noi, suntem rezultatul a tot ceea ce vreodată ne-a trecut prin cap. Pentru că în timp de o zi ne trec prin cap undeva în medie la vreo 70.000 de Da, gânduri. 70, 60 ceva, 70.000 de gânduri, da. Ok, câte din acele gânduri sunt ale noastre? De unde vin acele gânduri? Vin prin cap pe la noi ca să ce? La unii vin ca să moară gândurile acolo, la alții vin ca să amplifice energetic, adică să hrănească cu energie și să ducă mai departe. Adică acel om îndeplinește funcția de retranslator, primește o idee oarecare, o amplifică și o trimite mai departe pe o anumită rază, până când intră în capul altui om, acel om îndeplinește funcția de retranslator și transmite gândul la mai departe, astfel încât un gând poate să ocolească în câteva, ce știu, secunde întreg globul. Și apropo, și va trece gândul, un anumit tip de gând, numai prin capul acelor oameni care sunt specializați sau au creierul specializat în a recepționa astfel de gânduri. Gândurile, cu atât mai mult, nu sunt în interiorul nostru. Ele nu sunt în interiorul nostru, prin urmare, noi nu putem să lucrăm cu ele. Noi, din punctul ăsta de vedere, știți cum suntem. Uitați-vă cam așa, să facem o analogie. Da. Omul este un fel de biotelevizor. El se conectează cu propriul lui creier la anumite posturi, spații a variantelor, unde există gânduri cu privire la orice. De când există omenirea pe suprafața Pământului, câte civilizații au existat, au dispărut, au apărut, iarăși au dezvoltat, iarăși au dispărut, în spațiul mental al Universului nostru,
care de fapt este un multivers, pentru că sunt multiposturi. Există gânduri cu privire la absolut orice, la ceea ce putem vreodată să gândim și la ceea ce nici măcar prin cap încă nu ne-a trecut. De ce? Nu ne-a trecut nouă, alții deja au și făcut. Ei, în momentul respectiv, dacă omul este orientat, sufletește, negativ, el se conectează la o sursă care emite un fel de telenovelă. Și noi privim acea telenovelă fascinați în fața acelui biotelevizor, în fața noastră, prosim. Noi privim așa dintr-o parte, acel spațiu a variantelor atrage sau respinge după caz. Sau respinge după caz, dar pentru că noi suntem receptori, de fiecare dată noi recepționăm numai de pe acel post, să spunem așa, de pe acel spațiu a variantelor și în fața noastră se desfășoară o adevărată telenovelă care devine între timp viața noastră. Vrei o altă viață? Trebuie să te conectezi la alt post care emite altă telenovelă, cu tot o altă telenovelă, în care tu ai să fii bogat, de exemplu, în care viața ta o să decurgă cu altfel, în care există cu totul altfel de scenarii. Dar ca să putem face lucrul ăsta, trebuie să cunoaștem cum mutăm de pe un post pe altul. Și cum facem asta, Anatol? Uite, asta este foarte interesant și foarte greu de explicat în 5 minute pentru... Dar nu avem 5 minute, că avem 47 de minute. Ok. Ai? Cum facem asta? Pur și simplu. Începem a gândi altfel. Adică începem a face altă cerere din multivers către noi. Adică vreau alt scenariu și încep să trăiesc de parcă acel scenariu deja este real. Dăm exemplu. De exemplu, încep să te comporți ca o regină, ca o prințesă. Deși viața ta este de cenușăreasă. Și observăm la fiecare pas că omul respectiv îi se întâmplă tot în conformitate cu scenariul respectiv. Cenușăreasă. Orice îi face, din nou reapare și omul privește la propria lui viață. El asta atrage. Dar de ce asta atrage? Pentru că inițial creierul nostru emite în spațiu o undă electrică, iar înapoi răspunsul este magnetic. De aia și relațiile electromagnetice cu universul atrage o anumită anumit scenariu de viață, un anumit post la care se poate conecta datorită viziunii lui față de el însuși, inclusiv. Păi bine, poți să visezi că tu fiind cenușăreasă, poți să visezi ani de zile că ești prințesă, dar nu o să fii niciodată. A, o să fii. Foarte repede o să fii. Numai că o perioadă de timp s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Pe propriul tău biotelevizor o să trăiești în același timp și viața de cenușăreasă și suprapune peste asta viața de regină sau de prințesă. Apare așa un fel de nebunie în momentul respectiv, e foarte greu de trecut prin acea perioadă de timp, până când încet, încet postul numărul 1 se deconectează cu totul și tu treptat, dar nu brusc, niciodată brusc, tocmai din cauza că universul nu vrea să ne smintească, a lăsat un instrument foarte interesant, așa numitul buffer timp. Îți dai seama ce ar fi dacă noi ne-am gândit acum la un elefant și elefantul brusc ar apare aici. El poate să apară, dacă noi o să gândim la asta mai mult timp și prin asta universul va verifica inclusiv credința noastră sau dorința noastră că acel elefant aici să apară și este posibil că el aici să apară, dar în timp, dacă până atunci ne răzgândim, atunci poate nici nu a fost nevoie. Uite, asta se întâmplă și cu oamenii. Universul verifică dorința lui în timp și dacă el se răzgândește, eu dacă sunt universul, eu nu o să obosesc niciodată. Ai vrut să fii cenușăreasă, poftim, ești rolul principal. În teatru vieții, în spectacolul vieții, tu joci rolul de cenușăreasă. Acum te-ai plictisit de propria ta viață, de propriul tău scenariu, de propriile tale replici, de propriile tale personaje cu care interacționezi. Te-ai plictisit, vrei regină. Ok, eu încep să construiesc relația, încep să atrag oameni, încep să construiesc universul, încep undeva să creez, să aduc oamenii, pe unii trebuie să-i căsătoresc, pe alții undeva trebuie să-i divorțez, să le dau o idee să ajungă în România, ca ei să ajungă cumva în filmul vieții tale. Când au rămas două zile de a deschide și te băga în rolul principal, tu te-ai răzgândit. Adică trebuie să spui că practic universul ăsta e fair play cu noi dacă noi avem răbdare. Întotdeauna. Și dacă nu ne răzgândim pe parcurs. Păi tocmai răbdare. Ra înseamnă de start silaba, ra înseamnă lumină. Nu, omul astăzi vrea să fie bogat. Mâine vede ceva la televizor, păi da, nu e așa, că uite câte probleme ai dacă ești bogat. Dacă ești sărac, mai bine sărac și curat. Nu, dar dacă nu vrei să fii nici sărac, evident că nu vrei să fii, că nu ești cretin, vrei să fii bogat, dar vrei să
să zici, domn, să am suficient, că nu trebuie să fii bogat. Eu, de exemplu, nu aș vrea să fiu bogată. Ce înseamnă suficient? Că mai bine să... le duc grijă dacă să le duc dorul, zic. Corect. În univers nu există noțiuni de genul respectiv abstracte. Suficient. Ce înseamnă suficient? Adică să am cât să trăiesc decent. Ei, dar cum o să simți că noi să ai cât îți trebuie, că noi să ai cât îți trebuie ție? Universul nu știe asta. Trebuie să-i dăm comenzi exacte, fixe, precise, în tocmai, sfinte, ca la calculator. El răspunde la comenzi. Comenzile astea sunt de tip wireless, putem să spunem așa. Noi dăm o comandă, acolo se prelucrează și ne vine un oricare răspuns. Răspunsul vine fie ca stare, fie ca eveniment la propriu. De aia, uitați-vă. Dacă noi majoritatea timpului ne gândim, adică nu gândim, atragem acele gânduri, atragem oameni care construiesc, sunt creatori de gânduri și idei pe suprafața globului, sunt undeva între 1 și 2%. Ceilalți sunt consumatori de idei, consumatori de gânduri. Și fiecare consumă ceea ce este în stare să atragă. Dacă tu sufletești, este în stare să atragi numai gânduri, că nu avem, că e nefericită viața, că nu avem, uite, alții am, noi gândim în permanent la nu avea și noi să ai. Adică îl punem pe nu. Eu de ce nu am, eu de ce nu ajung, eu de ce nu fac? Păi astea sunt doar simple întrebări, răspuns, universul nu deja răspunde. Deja negația. Exact, universul răspunde conexiunea. La comenzi. El este mental, de tip mental, și nu răspunde la bocete, ofte, ce știu acolo, plânsete și altele. Răspunde la comenzi, ca la un calculator. Poți să stai în fața calculatorului și să plângi 100 de ani ca să mută un slide, de pe următoarea imagine a următorului slide. Nu o să ne plângi niciodată nimic până când noi îți dai o comandă precisă, întocmai și exactă. Pe un anumit buton trebuie să apeși. De obicei, asta e săgeata stânga-dreapta. Și slide-ul se va muta ori în dreapta, ori în stânga. Dar așa și cu universul. Exact așa. De ce spun asta? Pentru că trăim într-o lume, într-un multivers, în care este posibil orice lume. Fiecare om este capabil, și viața asta ne demonstrează practic, să-și creeze propria lui lume în care el trăiește, în universul lui. Numai în universul lui se întâmplă acele lucruri. Numai în universul lui apar acele probleme. Deși omul de lângă tine poate să trăiască cu tot un alt univers. Fizic noi ne întâlnim, putem să fim îmbrăcați la fel. Unul poate să arate mai îngrijit, altul mai neîngrijit, de exemplu. Și de aici încep tot felul de judecăți. În realitate, omul ăla poate să fie din total alt spațiu al variantelor. La el, în spațiu variantelor, anumite lucruri nu se întâmplă niciodată. Iar la alt om, acele lucruri se întâmplă zilnic, nu mai poate scăpa de ele. Dar milionarii ăștia ai lumii au stat toți în același loc și au trimis toți în același timp gândurile astea de la venit numai lor bănuțul așa? Nu. Știți care e diferența între un om bogat sau într-un om puternic ai lumii și într-un om sărac? Niciuna. Niciuna? Fiziologic, psihologic, ca și construcție cerebrală, nu au niciun organ în plus care să îndeplinească o funcție suplimentară care nu avem noi. Nici o diferență fiziologică, material, nici o diferență. Singura diferență este că ce? Hai să vedem cine e cel care suferă. Cel care are gând de, adică gând, care gândește tot timpul din poziția de victimă. De exemplu, cum e popor român, noi gândim la toate din poziția de victimă. Noi nu suntem niciodată vinovați, noi niciodată nimic n-am greșit, toți cineva nou ne-au făcut, corect? Da, ne merge prost, dar nu suntem noi de vină că ne merge prost. E cineva ce ne-a făcut, Rusia e de vină, Franța e de vină, cineva e de vină. Noi niciodată, corect? Asta e poziția, asta e gândirea de sclav. Asta așa se numește în psihologie, de victimă în același timp. Și atâta timp cât noi gândim în termen de victimă, o să atragem vreodată altceva. Nu, probabil. De ce ungurii, uite la o râncătură de băț, nu gândesc chiar atât din poziția de victimă. Lor le se întâmplă și altele. Place, cuiva nu place, dar și urmează de doctrină, și urmează filosofia lor, a țării, o idee națională, cumva. Au partide naționale la guvernare. Noi n-am avut până acum niciun partid așa mai național. Cât România Mare sau ce era acolo. Și stai că suntem prăpăstioși. Evident. De-aia, gândurile noastre tot timpul și simțirea asta de care vorbesc foarte mult românește, românească se oprește la să moară capra vecinului și tot cineva e de vină. Noi suntem într-un război ca și cum românul român. Noi urâm pe cei bogați, dar în același timp și noi vrem să ajungem bogați. Ne-ar place, dar dacă e bogat, sigur e hoț. O fura de la noi. Da. Dom'le, eu, dacă nu l-a băgat pe omul ăla nimeni în pușcherie, dacă nu încălcă vreo lege... Da, cei drept au mai scăpat vreo doi. Da, bine. Deci, ăștia care au scăpat, dar pe ăștia alți care i-am băgat, suntem noi oare ferm cu... Eu de exemplu nu suntem ferm convinși, pe toți i-am băgat acolo pentru că chiar erau vinovați. Eu cred că mulți i-am băgat acolo la comandă.
Da, asta e adevărat, aici fără discuție. Și de ce i-am băgat la comandă? Pentru că tot gândim în termen de victimă, de slugarnic, adică de vasal. Cineva ne spune ce trebuie să facem. Eu nu știu, eu am impresia câteodată că statul e guvernat de la undeva de afară, până la glume, adică până la râs câteodată să ajunge. Comisia de la Veneția, acum ceva comisia de la Veneția, acum acolo. Cineva trebuie să ne facă ordine, să ne spună ce trebuie să facem, ce lege să adoptăm. Trebuie să întrebăm tot timpul de cineva. Facem bine dacă facem asta. Dar dacă schimbăm legislația așa, facem bine, hai să mergem la curtea nu știu care, de la Veneția. Sau să mergem la Bruxelles, sau să mergem undeva, sau să întrebăm de fondul monetar, sau să întrebăm de Banca Mondială. Nu suntem ca pe e și ne mai fericit, bogatul sau săracul? Că am... Știți care e chestia? Fericirea nu se măsoară nici în bogăție, nici în sărăcie. Du-te în Thailanda și să vezi mai mulți oameni fericiți pe kilometru pătrat decât aici, în tot Bucureștiul. Aici toți mărg încruntați, toți mărg supărați. Pentru că se moară și capra vecinului, pentru că așa gândim. Te duci în Thailanda și când vezi cum trăiesc ei și ce, câte au din punct de vedere material, nu-ți vine a crede că în general e posibil așa să trăiești. Și totuși ei cântă, sunt fericiți, liberi așa cumva. Bine, acum telespectatorul va găsi... Da, nu, adică nu ne ducem înapoi în sensul de involuare, Anatol. În mod cert, fiecare om își dorește la bunul simț, zic eu. Adică... Trebuie să tratăm, știi, neînțelegerea profundă a cuvintelor ne face ca să spunem una și să înțelegem totul altceva. Bunul simț e cu totul altceva. Nu înseamnă aplecarea capului în jos, nu înseamnă smerenie. Bunul simț este să simți exact când ești mințit. Să simți exact când începe a minți. Să simți exact când trebuie să o tai din fața celui care e nervos. Adică dacă, nu știu cum, te-ai luat de unul și vezi că ăla gata este bată, că atâta poate duce mental, el mai departe va aplica nu argumentul mental și intelectual, ci un argument fizic, și tu stai încă în fața lui, înseamnă că nu sunt prost. Pur și simplu nu sunt, când nu sunt pericolul. Da. Aia înseamnă bun simț, adică un simț bun care funcționează bine. Trebuie să-ți dai seama când ăsta ajunge la urmă. Asta cu gândul e o chestie matematică? Totul este matematică în lumea respectivă, absolut totul. Fără matematică, practic, n-ar fi posibil nimic, pentru că este una dintre singurile științe, spunem așa, la baza căruia stă, spunem, adevărul. 2 plus 2 va fi 4, oriunde, oricând. 7 ori 7 va fi 49. Adică asta cu puterea gândului este ca o formulă matematică pe care tu, dacă o aplici, ajungi la rezultatul corect. Asta de fapt. Hai să vă dau și formula, dacă vreți. Hai, dăm formula. Ia atenție, doamnelor și domnilor. Hai să spunem luați o ca să ajungem la formula respectivă, o să spun câteva întrebări, adică prin tine telespectatorului. Da, întreabă-mă pe mine, mă las întrebată. Bun. Este adevărat că noi suntem ceea ce gândim aia atragem? Da. Prin urmare, putem să spunem că noi suntem rezultatul propriei noastre gândiri. Este? Corect. Bun. O stat vreodată vreun om să gândească cum el trebuie să primească un accident rutier? Păi nu. Nu, dar după ce accidentul îi se întâmplă, majoritatea dintre ei știu exact, am știut eu că să mi se întâmple. Băi, și cum am știut eu exact, cam așa mi s-a întâmplat. Este? Păi și de unde știam atunci? Nu știu niciodată, nici nu creat, nu stăm să gândim. Am spus, dacă prima dată nu gândim pozitiv sau negativ, dacă am învățat măcar să gândim, ar fi un avantaj major. El doar s-a conectat la un anumit spațiu, la un anumit spațiu variantelor și de acolo și-o atras singur un scenariu pe care mai târziu l-o trăit. L-a pus în aplicare. S-a automat, spune, nu mai te întreabă nimeni pe tine. Ești implicat în acel telenovelă pe rol secundar sau pe rol principal și să atragi alt om care și el se află într-o astfel de telenovelă și în telenovela e scris de scenariu când episodul 4 vă întâlniți pe strada cu tare și vă ciocniți. Cu jertfe, fără jertfe. Adică cum faci să ai zi mai departe formula? Că... Bun, mai departe. Dar înainte de a gândi, noi facem niște alegeri. De exemplu, aleg să gândesc așa, aleg să nu gândesc așa, aleg să construiesc firul meu ideatic într-un fel sau în altul. Este? Da. În urmare, putem să spunem că noi suntem rezultatul opțiunilor sau alegerilor pe care în cursul vieții le facem. A gândi sau a nu gândi este tot o alegere. Deși să spunem, știi, chestia asta, gândesc de ce exist. Eu observ că pot să opresc gândirea cu totul și totuși sunt că exist. Și acel cineva, eu constat că celălaltă parte a mea nu gândește. Uite, am 20, am,
scopul meu este să ajung la măcar o oră și o oră jumătate, dar așa, în mod stabil, la vreo 20, 25 minute, 30 minute, pot să stau să nu gândesc deloc. Adică, și în același timp constat că exist eu care observ că nu gândesc. Deci, gândești. Deci, prin urmare, cel care gândește nu sunt chiar eu. Ce tare e asta, frate. Nu? Adică este cineva care gândește, dar nu sunt eu, pentru că cel care observă că ceva în mine gândește sau ceva în mine nu gândește, nu sunt chiar eu. Eu observ că n-am gândit jumătate de oră. Cine gândește atunci în locul nostru? Nimeni. Pur și simplu deschidem o antenă de recepție orientată către o anumită lungime de undă și atragem prin acea antenă numai acele gânduri sau acele imagini sau acele scenarii care coincid cu ce? Cu emisia. Este emisie și noi avem o antenă și recepție. Creierul nostru funcționează majoritatea timpului în regim de recepție. Totul se întâmplă după legea similitudinii, similar cum sunt eu, așa o să mă văd în oglindă. Dacă nu mă plac pe mine cum sunt, ce mi se întâmplă în raport cu oglinda, degeaba spart oglinda, degeaba omor clovnul, degeaba omor solul. Pentru că așa mâine pe mine o să trebuiască să sparg toate oglinzile din casă, mâine soția va deveni propria ta oglindă, va trebui să o spargi și pe ea, apoi mâine copiii vor deveni propria ta oglindă și va trebui să-i spargi și pe ăștia. Asta face cel slab și rămâne veșnic slab și rămâne veșnic pentru că el doar la antena aia s-a conectat. Când începem a atrage alte gânduri asupra noastră, acele gânduri trec prin noi. Noi nu trebuie să facem nimic altceva decât să le permitem ca ele în noi să se instaureze. Adică, apoi cum m-ai înțeles, altă stare, acea stare te va duce în, către ce? Către alte stări, în alte spații, unde lucrurile care pe alte scene, viața este un teatru și noi suntem unii actori, te va duce pe alte scene și în alte personaje și cu alte replici și altă costumație și alt machiaj, alt decor cu totul și vei juca într-o total altă piesă în care tu să fii războinicul luminii, poftim. Doar nu există un războinic cu lumine, nu? Nu. Și totuși... Există. Există. Are și slugile sale, are și supușii săi. De ce? Pentru că din moment ce vei juca Ștefan cel Mare, autentic și credibil, repede vor apare oameni care vă spune: Ștefane, tu nu stai la coadă, stăm noi în locul tău. Paharnice, adu... aghiazmă. Da, da, atunci vei spune: paharnice. Nu zic, paharnice. Nu te crede nimeni. Nu ești credibil ca personaj. Ce faci atunci când îți vin niște gânduri și știi că nu-s gândurile tale? Dar niciodată niciun gând nu este al tău. Dacă îmi simți tu, bănele, ăsta nu-i gândul meu, pleacă, lasă-mă. Câteodată prin capul nostru trec niște gânduri din îngrozim. Da, pe asta, în sensul ăsta de gânduri... Adică parcă nu ni stă în caracter, parcă exact. Nu ni stă și în natura noastră. Ce faci atunci? Cum faci să scapi de ele? Că te apucă și... Uite, în trecut erau lucruri, erau psihotehnologie pe care o practicau toți oamenii. Așa se numim programul Delete. Așa, delete-ul ăsta, da. Adică ne-a trecut o idee prin cap și dacă ea prin capul trecut, înseamnă că acea idee este simpatică sau este similară cu antena mea de recepție. Dar înainte de asta eu am dat comandă de un astfel de gând. Și el vine sub formă de imagini, stări și restul. Și trecând prin mine atinge ce? Sufletul meu. Sufletul ori se sperie, ori se încurajează în dependență de gând. Da. În momentul ăsta când ne-a trecut, ca să nu aibă să mă implice și mă leagă cu un fir nevăzut de alte scenarii. Așa se creează scenariile. Așa, cum facem? Ne dăm un ordin mental, delete, ștergem gândul ăsta, ștergem. Și orice urma a lui care a lăsat-o prin mine. Fiecare își imagina, procesul trebuie să fie obligatoriu psihofizic, adică trebuie să existe o acțiune psihică, nu știu, delete, îmi dat foc așa, o văd cum gândul a trecut, s-a dus mai departe și eu îl ajung așa din urmă, ca o rachetă care ajunge în avion, îl atinge, să aprinde bubuii tot acolo în spațiu și gândul ăsta l-am șters. Dar în timpul ăsta trebuie să am și o acțiune oarecare fizică, ca să completez ambele, verticala și orizontală, adică să fie psihofizica completă. Și atunci așa. Trebuie înainte și mai rău, săreau într-un picior, scuipau peste umăr și făceau cruce sau ceva. Acum putem să generăm orice alt comportament fizic sau oricare altă acțiune care să fie mai puțin vizibilă. De exemplu, am șters, delete, nu mă atinge, pac, și asta am pus ștampilat, am sigilat, gata. Sau așa, sau nu știu cum, a făcut un gest oricare, da, care trebuie să repet. Și gestic, practic. Și gestica trebuie să fie, pe lângă. Așa, idee, vorbă, vorba poate fi auzită sau în interioară, și fapta pe care ce pecetluiești, ce ai spus tu până acum. Sau înainte spuneam așa,
ștergându-i ăsta, ștergându-i ăsta, nu mă atingi, nu mă afectează, o trecut doar prin mine, nu m-a atins nici într-un fel, nu a rămas ca urmă în mine nici într-un fel. Prin urmare, eu mă deconectez de la scenariile posibile ale astfel de variante. Cuvântul meu este tare ca piatra. Și prin asta sigilau că ce-o spus este adevărat, că e hotărât omul. Gândurile când trec prin noi, ele generează în noi diferite stări. Iar stările te fac să fii în stare să faci un anumit lucru sau să nu fii în stare să faci anumit lucru. De aia dacă gândești în termeni de învingător, de puternic, de chiar dacă nu ești, stările, sufletul te va face să fii în stare să atingi lucrurile respective. Dacă ai toate condițiile din jur, toate condițiile din jur, să ajungi ce vrei tu, fericit și bogat. Dacă gândești în alt termen, sau permiți ca prin capul tău să treacă anumite gânduri, atunci acele gânduri nu te vor face în stare. Uite, să mergi până la milionul ăla și cu metru înainte o să te împiedici și o să strupi piciorul, ceva o să întâmple și nu să pui mâna pe el. Nu pui mâna pe el. Dar cum facem când ne trimite cineva gânduri negative, Anatol? Nu ne trimite nimeni niciodată niciun gând negativ. Ba da, chiar dacă cineva gândesc, să zicem, la tine, tu ești la un chef și eu zic, a, firai tu să fii, Anatole. Bine, asta e cu drag și cu prietenie, desigur. Dar alții care chiar trimit gânduri rele, să-i se întâmple, să facă, să dragă, să ducă. Dacă pentru asta, ce spune acolo, există un adevăr, atunci, cu îngăduința lui Dumnezeu, prin ei, acel lucru se va manifesta. Dacă nu există îngăduință, poate vine și în armat, uite, nu o să-i funcționeze pistolul, pentru că nu există îngăduință la așa ceva. Iar Dumnezeu își face treaba tot prin intermediul oamenilor. De aia oamenii înainte se extrageau prin ei dintr-un situație. Adică spun eu, cu voia lui Dumnezeu, îngăduința lui Dumnezeu, acest mare templu sau biserică s-a creat prin. Adică nu eu am făcut, Dumnezeu a făcut. Și omul își tăia orgoliul respectiv, el diminua și ego-ul ăsta. Eu am făcut. Acum noi toți, eu am făcut. Domnule, n-ai făcut nimic dacă nu există îngăduința lui Dumnezeu, ca prin tine un anumit lucru să înfăptuiască. Dacă vrea cineva, poți să gândi, eu chiar le recomand, băi, gândiți-vă la mine cât de mult rău vreți. Dacă aveți o păpușă, vudu, am scris o dată pe Facebook ce să facă cu ea. Dar dacă nu există îngăduința, adică nu există pentru asta un adevăr, găsi ce se va întâmpla. Ei emit și lor le se va întoarce. A, se întorc pe ei, ceea ce... Evident, se pedepsesc singuri. Desigur. Dar dacă există pentru asta un adevăr, adică un sens, atunci prin acel om, pedeapsa sau cum se numește, va intra la mine. Și eu voi suporta, fie și chiar și una peste cap de la ăla. Și așa Dumnezeu îmi va arăta prin acel om că, bă, stai puțin, trezește-te. Te duci prea departe sau depinde. Sau e rămas în urmă, că îți dă una după cap, înseamnă că e rămas în urmă, îți dă una în frunte, te duci prea departe. Te duci prea departe, da. Asta de că trebuie să învățăm a citi semnele astea vieții. Ei, vedeți, deci noi suntem, până la urmă, am ajuns la concluzia că suntem rezultatul a ceea ce noi permitem să treacă nouă prin cap. Că de gândit e altă poveste cu totul, a învăța a gândi. Din cauza asta, pentru că gândurile nu sunt ale noastre, mai bine facem dacă învățăm să nu gândim deloc, decât să lăsăm să ne treacă prin cap tot felul de prostii. De gânduri proaste. Proaste, pentru că alea se vor executa. Cum am permis un gând și l-am simțit pe aici, adică ne-a atins gândul ăla, nu doar o trecut trece. Atunci, ce se va întâmpla? Uitați-vă, schema e cam așa. Mintea noastră este Adamul, sufletul nostru este Eva. Dacă lui Adam i-a trecut ceva prin cap și Eva s-a speriat sau s-a îngrijorat, deja între Eva și Adam există un fel de conflict. Dar știi care-i treaba? Adam o să-i impună lui Eva să-l urmeze, pentru că acolo lucrurile se întâmplă fără, nu ca aici. Vreau, urmez soțul, însoții, știi, femei multe, dar soții, cele care te pot însoți cu talent prin viață, puține. Da. Ei, aici nu e așa ca la noi, fără mofturi, fără fiță. Aici, pur și simplu, Eva îl urmează pe Adam de fiecare dată. Mai târziu, când se întâmplă lucrurile, Eva îi spune, vezi, Adame, am știut că o să ne merim într-un accident și ți-am spus. Da, tu ai insistat, lasă că știu eu ce fac, lasă că nu știu ce, vezi că am pățit. Aici trebuie să, numai acele gânduri sunt bune, sau acele chiar dorințe. Că sunt oameni, chiar la cursuri învăț pe oameni, cum să-și materializeze propriile lor dorințe. Cum să visăm corect, toți oamenii visează tot felul de prostii. Da, cum visăm corect? Păi visarea asta tot e o psihotehnologie. E o tehnologie întreagă, cum gândim, ce visăm, cum visăm, în ce etape visăm, cu ce putere visăm, care sunt etapele. Și atunci,
Uite, numai acele vise sau dorințe sunt bune și într-adevăr sunt pentru tine, când, în momentul când ne trec prin cap, simțim așa că ne-a implicat emoțional. Adică parcă ceva am primit. Ce bine ar fi să mă fac, nu știu, aviator. Ceva așa simți, în suflet. Atunci asta arată că Eva sau sufletul tău este pregătit pentru asta, adică e al ei. Dacă ar putea fi. Ar putea fi a tău, este deja a tău, ești pregătit să realizezi așa ceva. Omul a rămas ca Adam să se gândească cum facem asta. Minte, adică cum facem asta, ok. Sufletul lui Dumnezeu a plăcut, eu aviator, mi zbore, mai avut ce interesant. Eva vrea, pentru ea asta e deja un orgasm, e sânte asta în interior. Dar acum trebuie să spun, eu vezi cum faci asta. Nu faci asta prostesc, ci fă o asta metodic într-un anumit fel, că atunci când o să zbori, tu o să zbori, eu o să fiu cea mai bună soția ta, eu o să te admir că tu zbori. Înțelegi cum? Soția aici și urmează soțul totdeauna. Așa. Dacă ne gândim așa, bă, știi care chestie, mă fac director de firmă, dar în momentul ăsta am simțit parcă de aici a plecat ceva în loc să vină. Parcă ne-am disumflat. Parcă ceva au plecat. Atunci asta nu este dorința ta. Poate e dorința lui mama ta, poate e dorința vecinului de sus, poate e dorința oricui, dar da. Nu e a ta. Nu e a ta. Este dorința ta. Numai atunci când trece prin mintea noastră, totdeauna simțim în suflet prima dată ce? Emoție, da. O emoție, o implicare. Adică dorința ta este numai aceea care te implică psihoemoțional, în sens constructiv, adică vreau, simți o chemare. Ce ar fi să mă fac pictor? Uite, eu n-am spus chestia asta, n-am simțit nimic. Da, nici eu. Bine, poate și pentru că n-am talent la desen. Probabil, dar asta înseamnă că nu suntem pregătiți încă să realizăm așa ceva. Dar dacă spun ce bine ar fi dacă m-aș face pilot de raliuri. Parcă așa sunt ceva. Parcă, ceva. Gata, înseamnă că eu sunt realizat să fac așa ceva. Sunt capabil să realizez așa ceva. Mai rămâne să gândesc cum. Etapele. Și începe gândind, nu am bani, ok, atunci hai să gândim cum facem bani. Am făcut bani, acum ce facem? Cumpărăm o mașină. Hai să vedem ce fel de mașină, că mașini, raliuri sunt multe. Apoi cu cine mă antrenez? Apoi încet, 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 în 2-3 ani de zile ajung un pilot de raliuri foarte bun. E greu de imaginat așa ceva? Nu. Nu, eu deja o și văd. Acum mai rămâne să văd. Important asta cu adevărat. Pentru mine sau nu. E un moft. Sau doar un moft. Știi că și în familie se întâmplă de multe ori. Soția vrea fel de lucruri, foarte multe lucruri. Ei niciodată nu îi ajunge. Ceva vrea mai mult, încă perechile. Trebuie să ne gândim, chiar îi trebuie sau... Și dacă îi trebuie, facem. Și bărbatul face. Dacă nu îi trebuie, poate doar un moft. Tu așa gândești cu Corina? Eu așa gândesc cu Corina, ea fără ei să-i atent. Spun. Nu îi spui. Păi de ce să spun eu? Pentru că oricum sufletul nu va înțelege mesajul minții niciodată. Hai să vorbim despre 2027, Anatol. Se întâmplă ceva acolo sau nu? El se întâmplă totdeauna, se întâmplă și acum, se întâmplă în orice zi. Aud foarte mult oameni și pe mine și la cursul câteodată mă întreabă, Anatol, cum e sfârșitul lumii? Cum e cu sfârșitul lumii? Oameni buni, noi trăim în anul 5-7200 56. Dar de la ce? De la o urmărătoare oricare, de la un punct oricare pe care omenirea cândva l-a stabilit a fi zero. Apoi trăim în anul 2018, de la altă numărătoare, adică așa zis numărătoarea de la Hristos. Este? Așa, da, corect. Ei, vezi, ce-a fost cu lumea aia care a dispărut? Adică uite, ar trebui să fim în 7526. 7526, nu? Anul nostru, de la numărătoarea aia la altă, este 7526. Ce s-a întâmplat cu lumea de s-a început o nouă numărătoare? S-a sfârșit. Da, corect. Adică ce au făcut? Deci, perit cu totul? Unele orașe, unele lucruri au perit cu totul. În urma unor cataclisme naturale, asta se întâmplă și acum, uitați-vă cum lava vine peste unele orașe pe acolo și îngroapă mașini, îngroapă căs, cândva peste sute de ani, oamenii vor descoperi în lava aia piesa auto. Peste mii de ani, poate chiar milioane, cineva va spune, domnule, au fost cândva pe aici o civilizație, uite ce aveau, ce sunt astea? Ei le numeau automobile, dar oare cum se deplasau cu ele? Dar de ce nu foloseau energia free? Dar de ce nu foloseau, cum adică, cu motoare de ele? Și ne vor cerceta pe noi ca pe babuini, corect? Da. Bun. Lumea tot timpul apare și tot timpul se dispare. Lumea este ciclică. Ca și săptămânile, ca și anile, totul este ciclic. Noi, europenii, nu putem înțelege chestia asta pentru că gândirea noastră e liniară. La noi timpul e liniar, e vectoral. De undeva vine, undeva se duce, unde nu știm. Chinezii și alte popoare au altă relație cu timpul
mult mai prietenoase. Ei timpul văd cum ciclic, ciclic, și ei știu că tot ce s-a întâmplat se va mai întâmpla de la alt nivel, la alt nivel al spiralei evolutive. Tot ce s-a întâmplat. Din cauza asta, la ei lucrurile nu se repetă atât de des sau în felul ăsta la care se repetă la noi. Iar noi, chiar așa să spunem, înainte era mai bine. Adică înainte ne raportăm de fapt la înapoi, la trecut. Da. Păi și atunci încolo ce să fie? Înapoi? Nu, înainte. Păi cum? Și înainte și înainte? Avem două înainți? Avem două înainți. Păi da. Păi știți că din cap sunt, atunci se întâmplă lucruri foarte interesante. Noi, e adevărat, trăim într-o oricare prezent. Uite, chiar și aici, într-o oricare prezent. Dar când ne apare o problemă în viață, uite acum apare o problemă. Eu de unde știu cum trebuie să rezolv problema aia? Mi-aduc aminte cum am rezolvat problema asta în trecut. Sau o problemă similară sau asemănătoare. Cu asta eu modelul de acolo îl aplic aici. Și rezultatul iese cum? Ca în trecut. Cu plus sau cu minus. Adică mai bine decât data trecută. Sau mai prost ca data trecută. Dacă e mai bine, șablonul ăsta se întărește și data viitoare va apare cu prioritate. Nu va trebui să mult timp să aștept cum rezolv problema. Va apare cu prioritate. Ei, și atunci în viața noastră ce se întâmplă? Ai europenilor. Se întâmplă că fiecare prezent nu e nimic altceva decât o reactualizare a trecutului. Este? Da. Cu astfel, altfel spus, trecutul tot timpul actualizându-se devine prezent. Este? Dacă trecutul tot timpul devine prezent, viitorul nostru cu ce va fi egal? Cu prezent. Cu trecutul. Pentru că trecut, viitorul nostru se construiește din ce? Din trecut care se actualizează în prezent. Trecutul este așa, prezentul este așa, viitorul cum va fi? Ca trecutul. Ca trecutul, da. Din cauza asta, istoria se repetă la europeni de fiecare dată. Doar dintr-o simplă idee, adică dintr-o greșeală de soft, se numește așa. Gândirea lineară în raport cu timpul. Timpul de aici, așa, noi ne uităm pe săgeți. La chinești totul este ciclic. Și ei știu, învață în școală teoria celor 5 elemente, copiii, și au o viziune corectă asupra lucrurilor. Dom'le, vine timpul când capra, vine timpul când calul, vine timpul când șobolanul, când... Timpurile alea, anumite lucruri se pot face, alte lucruri nu se pot face și nici nu-i bine să faci. Ei știu că toată suprafața globului, adică toată lumea este construită pe 64 de stâlpi și în fiecare popor e aparține sau fiecare teritoriu întâmplător acolo trăiesc niște popoare, unul sau câteodată câteva, depinde din mărimea. Ce se întâmplă? Acolo trăiesc niște, pe acel spațiu trăiesc niște popoare. Uite, România cât de mică are, ea are un singur stâlp. Rusia sau alte țări, acolo sunt vreo câțiva stâlpi pe teritoriul lor. De-aia rușii dintr-o parte sunt una, rușii de peste Volga sau altceva, cazace, și rușii din centru, spre Moscova, încoace, sunt cu totul altfel gen și vorbesc altfel și alte apucături au. Și la noi, românii, care-i stâlpul nostru? Adică în jurul cui ne învârtim noi? În jurul la ce gravitează toată conștiința noastră? În jurul să moară capra vecinului? Păi. Dar știți lucru interesant? Stâlpul nostru chiar așa se numește, capra. Serios? Da. Ori să vă spune orice om care studiază Feng Shui sau care studiază numerologia chineză, stâlpul în care se gravitează lucrurile în spațiu respectiv, așa se numește capra. Acum știți care e chestia. Mulți întreabă, capra asta este un animal sau o poziție? Păi da, probabil că mulți se vor alinta spunând că de fapt e o poziție. Da, putem să luăm și ca poziție. Și atunci ne gândim ce am făcut în de-a lungul timpurilor. Cam am stat, nu? Am stat, da. Și cam de aici încolo ce o să mai stăm sau nu? Păi stăm, dacă ne-a plăcut, noi mai stăm, dacă nu ne ridicăm. Uite, dacă nu folosim forțele, adică puterile acelui stâlp, atunci o să mai stăm și de aici încolo foarte mult timp și mentalitatea de sclav sau de vasal sau de victimă nu o să dispară. Din potrivă o să amplifice și o să ajungem de o să ne iei capra în coarne. Dacă folosim forțele pozitive ale caprei și mai ales anumite perioade de timp când am putea face din țara asta, nu știu cum să vă spun, lucruri extraordinare. Ei, uitați-vă, în felul respectiv lumea tot timpul se stinge și apare o altă lume. Da, într-adevăr, acum noi trăim sfârșitul lumii. Dar cărei lumi? A lumii industriale. Și apare altă lume, întreptat. O perioadă de timp ele o să conviețuiască alături, o să fie cam egale. După care nu vor dispărea. Când ele o să fie cam egale, atunci o să întâmple cele mai multe cataclisme din cauza rezonanței. Și lupte, chiar poate și războaie dintre oameni. De ce? Pentru că vibrațiile lumii industriale cu vibrațiile lumii informaționale au ajuns să fie egale. Și în momentul ăsta ele intră în rezonanță și se produc războaie. Una pe alta trebuie să o învingă. Dacă învinge, da, chiar politic spunem, dacă liberalii pierd, atunci lucrurile se duc mai departe.
dacă liberalii nu vor să piardă sau să așa, atunci vor apare conflicte majore, inclusiv războaie. Pentru că civilizația viitorului este era lupului. Lupul va purifica toate pădurile. Toată corupția asta. Când vine asta. Lupul ăsta până la noi? Mai avem, până în 2154 mai avem. A, noi o să fim plecați atunci. Adică poate că până atunci este întors din nou. Să poate și asta, matematica natural, 2027 ăsta, ca vibrație, ca cifră adunate, calcule de-alea, de-ale tale și de-alea lui Ghebad, în care eu nu înțeleg nimic. Nu știu ce au spus alții, eu vă spun ceea ce, adică eu încerc să răspund pentru cuvintele mele. Dar cuvintele astea le spun în urma unor științe, poate nu pentru toți accesibile, nu asta e problema, spun. Pot face un pronostic ca tot așa cum fac și fizicienii, tot așa cum fac și exact. De la meteo. E o știință și vorbim despre știință exactă. Exact. Nu face nimeni vrăji, nici magii, nici nimic. Vine, nu mă ocup de așa ceva niciodată, nu m-am ocupat. Numerologic, viața este construită în baza anumitor cicluri. În an, noi vedem cicluri. Este vară, iară, toamnă, împărțit în patru, s-a terminat un an, începe alt an. Alt an nu va fi ca următor, ca trecutul an. Alt an aduce cu sine ce alt putere. Deci vara va fi diferită și iarna va fi diferită și toamna va fi altfel cumva. În 2025, din punct de vedere numerologic, noi ajungem în faza cei mai de sus. Al cui? Al mutațiilor, transformărilor ideatice, despre construcția lumii, despre puterele lumii, cine e puternic lumea asta, cine nu e puternic, cine e vataful, cine e vasalul, toată asta se întâmplă până în 2025. În 2025 toate lucrurile astea vor fi clare. Cine de aici încolo preia frâile, spunem așa, viitoarei, lumii viitoare, uh-huh. Adică pe umerii cui, nu că vrei sau nu vrei, pur și simplu vine timpul și pune sarcina asta pe umerii tăi. Nu mai pune pe umerii, de exemplu, ce știu, puterile astea să schimbe, ele nu sunt fixe. O perioadă de timp tu ai dreptul să stăpânești lumea asta și să văd ce e să faci cu ea, să te îndesprevești cu sarcina asta. Nu. De exemplu, americani. A, trece o perioadă de timp, puterea asta să ia și să mută la altul. Să vedem tu ce o să faci cu aceeași putere. Și de aici blestemul poporului, de aici înflorirea lui, de aici orice altceva, de, înțelegi? Dar pentru că te-ai sprăvit cu sarcina ta, acum o să trăiești bine, nu te-ai sprăvit, acum vei culege ce? Înapoi tot ce ai făcut până acum, ca și pozitiv, ca și negativ. Dacă luăm așa, hai să presupunem, că americii se întoarce psihoenergetic și spiritual tot înapoi ce au făcut. Ce o să cadă din cer peste ei? Laude, aur, lauri sau? Sau. Eu zic că sau. Sau, și eu zic tot sau, da. Și zic asta numai eu. Zic asta și foarte mulți oameni care, care știți, care nu sunt conectați cu patimă față de o anumită politică. Care pot gândi apolitic, care pot gândi sisteme, care pot gândi mecanisme sau în sisteme. Atâta timp cât tu ești conectat emoțional la o politică, la o doctrină, evident că tot ce fac americanii este cel mai bun și tot ce fac rușii este cel mai rău. Și rușii sunt, Rusia e răului. Francezii sunt nu știu cine, acolo germanii sunt și ei, nu știu ce, numai noi nu știm ce suntem. Și atunci ne uităm la ei ce sunt. Asta va fi în 2020, se va întâmpla până în 2027. Însă până atunci vom avea, știți cum e chestia? Uite și grădina Maicii Domnului. Știți că nici nu mai trăim în grădina Maicii Domnului? Păi cum că eu știu de la cineva, când a venit Papa Paul al II-lea în vizită în România, cred că s-au făcut ieri niște ani de atunci, în momentul când a coborât din avion, a salutat pământul românesc și a spus: Doamne, îți mulțumesc că am ajuns pe pământul grădinii Maicii Domnului. Ei uite, că am ajuns, o ajuns el. Și după ce a plecat, puterea asta a unui popor, uite, tu ai străit, ți-am dat puterea asta, ți-am dat să trăiești în grădina Maicii Domnului. Ce ai făcut? Mi-am bătut joc, probabil. Așa, stăiat pădurile, am vândut tot, nu mai a rămas nimic românești. So, grădina Maicii Domnului, așa cum mulți cred așa. Păi, există chiar astfel de mentalitate. Noi suntem în grădina Maicii Domnului, știi, nu trebuie să facem nimic. Da. Nu trebuie să facem nimic. Nu trebuie să ne implicăm în nimic, nici în propria țară. De ce? Pentru că grădina Maica Domnului pentru noi o să ne lucreze, o să ne apere. Într-o zi o să ne trezim toți așa iluminați, pentru că o să vină nu știu ce energie de sus și tot ce prost o să devină înțelept. Asta e mentalitatea leneșului. Leneșul speră că asta odată o să întâmple. O să vină odată nunta pe strada lui. O să răsare odată soarele pe strada lui. O să răstoarne odată carul cu aur tot pe strada lui, fără să facă nimic.
Doamne, nu va exista așa ceva. Credeam aici, Domnul să mută și aia, de acolo încolo, încolo, stau în anumite perioade de timp, să mut în partea elaltă, acum e în Portugalia, cândva marele mără. În Portugalia? Acum da. Credeam aici, Domnule? O să fie, da, acolo este și acolo va fi o perioadă mare de timp. Și o să vedem ce o să facă ei când și mari până la noi nu mai vine? Păi da, cum credeți că Maica Domnului, dar de unde rasismul este așa? Adică Maica Domnului protejează numai pe români și păi pe restul, zic, nu? Da. Îi protejează o perioadă de timp, ziua de luni, care durează câțiva zeci de ani, sute, 100 de ani, de exemplu. Nu știu exact cât, când m-am uitat să fac calcule. Dar după aia mă mut și mă protejez și pe ea. Nu-i mama, Maica Domnului, uite, așa au venit aici pe România, Domnule, poporul ales. Ales pentru ce? Să stăm? Că toți spun, noi suntem poporul ales și în viitor vom fi să fim antemergătoarea spiritualității lumești, adică globale. Adică stați așa, și de unde luăm noi atâția inițiați? De unde luăm noi atâția înțelepți, picari de locuitori, astfel încât în noi, în România, vom fi spiritualitatea spiritualităților? Vor veni aici ca în India, dar numai că în altfel, să vadă cum noi trăim în condițiile în care nu se poate probabil trăi. Adică toată lumea care deja vorbește cu roboți, în 2025 vor fi reglementate primele legi de relație cu roboții în lume. Și probabil lumea va veni să vadă aici cum să mai merge încă cu căruța. În general, cum să înhamă corect o căruță, că e așa ceva, nu știu. Înțelegi? Da, înțeleg. Așa da, din punctul ăsta de vedere, probabil noi suntem foarte spirituali. Nu avem ce mânca, nu avem nimic, așa burta e acolo, casele se răschesc pe noi, blocurile nu sunt întreținute când am construit nici altele prea multe, statul nu, spit să vadă cât îți de spirituali, domnule, ăștia se tratează cu moaște. Probabil așa, da, așa înțeleg. Aștia se duc la icoane făcătoare de minuni și la izvoare făcătoare de iarăși de minciuni și sunt atât de spirituale încât nu le trebuie nici medicamente. Gândiți-vă, noi dacă trăiau lucrurile care erau la noi în țară, să ne dăie cu apă de ploaie înainte de operație, că erau diluate, am așa, eu așa am înțeles cel puțin la televizor, dacă mintea asta este, cu iod diluat. Păi dacă se întâmpla asta în Olanda, undeva aia mureau toți. La noi intra omul sănătos și mureau, mureau cinci infecții nozocomiale, da. Așa, cinci dintr-o sută. Nimica toată. Așa mureau cumva, nu știu cum să spun, statistic. Adică, ei mureau toți, domne. Duceți-vă într-un spital în Suedia și vedeți cum arată acolo, că e mai ceva ca într-un hotel. Da, într-o formă extraordinară a naturii. Așa, da, probabil o să vină lumea să vadă, hai să vedem cum trăiesc spirituale ei, domne. Dar nu se va întâmpla, dar în felul ăsta, dar ca să devenim spirituali, trebuie să punem mâna pe carte, domnule, spiritualitatea, învățătura, înțelepciunea nu vine așa. Spun, mulți au impresia că înțelepciunea vine odată cu bătrânețea. Nu e adevărat. Un mârlan tânăr, la bătrânețe, va fi doar un mârlan bătrân. Nu așteptați. Asta e de titlu pe cuvântul meu, domnule. Nu așteptați că o să vină spiritualitatea peste noi, ne făcând nimic. Așa, Maica Domnului odată să coboare, nu știu ce energie, Duhul Sfânt peste noi și gata. Și noi o să devenim poporul ales. Totdeauna suntem aleși. Pentru ceva. Pentru a furat, de exemplu. Am fost poporul ales pentru a fi furat. Și ne-a furat foarte, slavă Domnului, cu foarte mare succes. Apoi poate ne mai alege pentru ceva, nu știu pentru ce. Pentru a exporta carne vie, de exemplu, pe care să reînnoim codurile lor genetice sau structura genetică a altor popoare. Că la noi femeile sunt sănătoase, puternice, cod genetic puternic și la 50 de ani sunt frumoase și sexe. Nu ca în alte părți. Da, corect. Și atunci vă face ce? O politică, o ricare în care femeile se plece cât mai... Și așa pleacă. Da. Ei, dar acum să plece nu doar să muncească căpșuni, să adune acolo, ci poate să-și reproducă. Este. Poate fi o strategie. În unele țări deja te plătesc ca bărbat dacă mergi și te căsătorești cu un norvegian. Îți dă statul bani, numai să te căsătorești. Numai să o iei. Numai să o iei. Și urâtă, ferească Dumnezeu. Anatol Basarab într-o formă excepțională în această seară.